Bună seara și bine ați venit la o nouă sesiune informativă în limba română referitoare la situația COVID din Anglia și din Marea Britanie. Avem foarte multe informații noi pentru dumneavoastră în această seară, întrucât situația s-a schimbat foarte mult în ultimele săptămâni și multe proceduri și termeni noi au fost introduși, așa că vă vom prezenta toate schimbările care au apărut de când am avut ultima sesiune informativă. Pentru început am vrea să vă dăm niște informații referitoare la numărul de cazuri și la gravitatea și complicațiile acestor cazuri. Se pare că în Marea Britanie în general suntem în mijlocul unui nou val de coronavirus. Doar în Anglia s-au înregistrat o medie de 18.000 de cazuri pe zi. Și din păcate ieri, acestea sunt ultimele cifre pe care le avem la dispoziție, ieri 241 de persoane au murit din cauza virusului. Deși cifrele sunt relativ mici față de situația în care ne aflam, de exemplu, în martie și aprilie, când eram în restricții maxime, cifrele și de îmbolnăviri, dar și de decese au crescut în ultimele săptămâni foarte, foarte repede. În momentul de față se estimează că unul din 23 de decese are fie ca și cauză directă, fie ca și factor care a contribuit la deces coronavirus. Referitor la spitalizări, ultimele informații pe care le avem sunt din 15 octombrie, când aveam 5600 de pacienți în Marea Britanie internați cu coronavirus, iar din acești 5600, 592 aveau, din păcate, nevoie să folosească un aparat de respirație artificială. Deci cazuri foarte grave de terapie intensivă. Revenind din nou la decese, numărul total de decese până în ziua de astăzi în Marea Britanie este de 43.967 de persoane față de acum câteva săptămâni când ne-am auzit și ne-am văzut ultima oară cu informații în limba română. Numărul este cu peste 1500 de cazuri mai mare. Deci situația s-a înrăutățit foarte mult și foarte repede. Am menționat la început că avem o metodă nouă de monitorizare și de introducere a reglementărilor suplimentare referitoare la COVID. Această metodă a fost introdusă în luna octombrie de către Guvernul Marii Britanii și este vorba de trei nivele de alertă specific pentru Anglia. Nivelul întâi fiind alertă medie, iar nivelul 3 fiind alertă maximă. Vă atragem atenția că acest sistem de monitorizare nu conține un nivel unde se consideră că riscul de coronavirus este scăzut. Deci începem deja cu un risc mediu. Atenție, nivelul întâi nu este un nivel de siguranță. Vă rugăm să verificați exact în ce nivel de alertă se află zona în care locuiți dumneavoastră, pentru că poate să fie foarte diferit chiar și de vecinii dumneavoastră din zona alăturată sau de nivelul de alertă al zonei în care lucrați.
de exemplu, sau al zonei în care vă deplasați pentru diverse motive. Referitor specific la orașul Birmingham, orașul Birmingham se află în nivelul 2 de alertă, ceea ce înseamnă nivel ridicat de alertă. În acest nivel ridicat de alertă avem restricții suplimentare și anume vă puteți întâlni cu persoane din afara gospodăriei dumneavoastră, dar doar până la un maxim de 6 persoane și doar în aer liber. Deci parcuri și spații publice, grădini publice. Vă reamintim că aceste schimbări prevăd că nu puteți întâlni persoana din afara gospodăriei dumneavoastră, de exemplu, în propria dumneavoastră grădină, pentru că se consideră o parte din gospodărie. Iar în interior, poate fi ori casa dumneavoastră, ori un local public, nu aveți voie să vă întâlniți cu persoane din afara gospodăriei sau din afara grupului dumneavoastră imediat de sprijin. Termenul folosit în Marea Britanie este support bubble. Și tot așa, restricția maximă de 6 persoane se aplică. Referitor la situația de transport, recomandarea este să călătoriți cât mai puțin și doar pentru strictul necesar. Aveți voie să călătoriți inclusiv folosind mijloacele de transport în comun și magazinele și restaurantele rămân deschise și le puteți în continuare vizita. La fel, puteți continua să călătoriți la locul de muncă dacă aveți nevoie să faceți acest lucru. Dar recomandarea este să lucrați de acasă pe cât posibil. Dacă nu puteți lucra de acasă datorită naturii specifice a serviciului dumneavoastră, nu puteți lucra din birou sau de la locul obișnuit de muncă decât dacă angajatorul dumneavoastră a pus deja în practică măsuri suplimentare de protecție a muncii ca să vă protejeze de riscul de infecție COVID. Tot ca parte din aceste reguli suplimentare, restaurantele și barurile trebuie să se închidă la ora 10 seara și nu au voie să vă servească decât direct la masă cu chelner sau cu personalul propriu. Deci nu mai puteți comanda direct la galantar sau la bar. Și, așa cum am spus mai devreme, nu puteți să vă întâlniți cu persoane din afara gospodăriei sau din afara grupului imediat al dumneavoastră de sprijin. Referitor la activitățile sportive și în timpul liber, nu puteți face sport în interior decât dacă faceți parte dintr-o activitate organizată de un club sportiv cu o licență anume. Deci nu mai puteți merge, de exemplu, la sală ca și înainte și așa mai departe. Dacă doriți să participați la activități religioase, fie într-o biserică, fie într-un alt spațiu închis, cel mai bine este să verificați cu organizatorii direct. Din nou, nu aveți voie să vă întâlniți cu persoane din afara gospodăriei. Singura excepție de la această regulă sunt căsătoriile și înmormântările, dar vă reamintim că și aceste evenimente au o restricție referitoare la numărul maxim de persoane care pot participa, dacă doriți să vă întâlniți în interior.
Nivelul al treilea, nivelul de alertă cel mai ridicat, momentan nu se aplică în zona Midlands. Dar, din nou, vă rugăm să să fiți foarte atenți și să verificați întotdeauna ultimele informații, pentru că situația se schimbă repede și, de obicei, în termen de 24-48 de ore se poate modifica. De exemplu, doar astăzi după masă s-a anunțat că orașul Manchester va fi pus în zona de în nivelul de alertă 3, nivelul de alertă foarte, foarte ridicată. Iar momentan orașul Liverpool și zona Lancashire se află în acest nivel de restricții. Restricțiile din nivelul 3 sunt mult mai stringente. De exemplu, nu pot avea loc cununii și nunți. Sunt restricții inclusiv la accesul la servicii, la transportul în comun, la transportul către locul de muncă. Și sunt restricții și la funcționarea localurilor de mâncare și de băutură. Îl rog pe colegul meu, Adrian, să verifice dacă avem când cumva întrebări de la public legate de aceste schimbări pe care tocmai vi le-am comunicat. Avem o întrebare tot foarte interesantă pe care nu cred că am avut-o în trecut. Care sunt recomandările în caz că ni se îmbolnăvesc animalele de companie? Și bănuim că s-ar putea să fie COVID. Se pare că în momentul de față nu se știe, adică nu sunt cazuri de care să se știe sigur că transmisia s-a făcut de la un animal de companie la un animal, la un alt animal de companie. Singurele cazuri de care se știe până în momentul de față, animalele au fost infectate de o persoană. Deci fie de stăpânul lor, fie de un alt membru al familiei sau al grupului. Primul lucru ar fi să apelați la medicul veterinar dacă sunteți înregistrat la un medic veterinar local, dacă nu există și veterinar de urgență la care puteți apela. Și unde nu trebuie să fiți înregistrat și să aveți contract direct cu ei. Dacă credeți că animalul dumneavoastră de companie s-a îmbolnăvit de la o persoană care știți sigur că are COVID, să-i spuneți medicului veterinar acest lucru. Dacă dumneavoastră sunteți bolnav sau aveți simptome, nu aveți voie să călătoriți la medicul veterinar cu animalul dumneavoastră de companie, dar puteți beneficia de consultații virtuale prin audio-video sau prin telefon. Momentan nu există un test COVID pentru animalele de companie. Avem și o întrebare legată de locul de muncă. Dacă lucrez într-o linie de producție de mâncare sau într-o bucătărie sau în alt magazin unde se produce mâncare proaspătă,
Și în mod normal, oricum aș purta echipament de protecție. Ce trebuie să fac? Am dreptul la echipament suplimentar? Dacă vă aflați în această categorie de persoane, cel mai bine este să verificați direct cu Direcția de Protecție a Muncii și cu reprezentantul protecției al muncii de la firma dumneavoastră, pentru că în multe cazuri echipamentul de protecție pe care l-ați purtat anterior sau de care ați beneficiat anterior s-ar putea să fie folosit și pentru în cazul COVID. Deci ar putea să nu neapărat să aveți nevoie de măsuri suplimentare. Guvernul Marii Britanii a produs un document separat referitor la pentru aceste tipuri de activități. Deci vă recomandăm să îl verificați în direct și să stabiliți ce condiții se aplică în firma dumneavoastră. Mulțumesc, Adrian, pentru întrebări. Revin la informațiile pe care le avem la dispoziție. Vorbeam mai devreme despre restricțiile referitoare la vizita persoanelor din afara gospodăriei și vizita persoanelor care nu fac parte din grupul dumneavoastră direct de sprijin. Din nou, deși restricțiile sunt foarte specifice, există câteva excepții pentru situații deosebite. Dacă cineva, din păcate, este foarte grav bolnav, nu cu COVID, și se crede că, din păcate, va muri în curând, puteți să-i vizitați și să vă luați rămas bun. Vă așteptați să nască un copil printre familie sau printre cunoscuți. Ați avea voie să participați la acest lucru, dar doar dacă vă invită anume mama. De asemenea, aveți voie să vizitați persoane acasă care nu fac parte din grupul dumneavoastră, ca să ajutați sau să aveți grijă de o persoană vulnerabilă, ca să aveți grijă de un minor sub 14 ani, ca să acordați cuiva îngrijiri sau asistență medicală de urgență, deci vorbim de situații grave în care există un risc ca persoana respectivă să moară și este nevoie să chemați, de exemplu, o ambulanță. Și, de asemenea, aveți voie să intrați în casa cuiva dacă v-au rugat să-i ajutați să se mute. Dacă nu respectați aceste reguli, persoanele peste vârsta de 18 ani sunt pasibile de amendă. Pentru o primă infracțiune, amenda este de 200 de lire. Pentru a doua infracțiune, amenda crește deja la 400 de lire. Tot așa vorbeam mai devreme despre restricțiile noi sau restricțiile suplimentare legate de transport. Întrucât nu aveți voie să vă întâlniți cu persoane din afara gospodăriei dumneavoastră în interior, iar o mașină se consideră în interior, în mod normal nu puteți nici călători cu aceste persoane. Există din nou situații excepționale în care puteți face acest lucru, dar trebuie să luați măsuri de protecție suplimentare în timpul în care vă aflați în vehicul cu aceste persoane. În primul rând, cel mai important este să încercați să limitați numărul de persoane în vehicul cât mai mult posibil, să curățați mașina în interior, înainte și după călătorie. Este obligatorie purtarea măștii de protecție în timpul călătoriei și este obligatoriu să aveți geamurile deschise.
Referitor la distanța minimă care trebuie păstrată în general când vă deplasați pe jos sau când vă aflați în spații publice, în aer liber, continuă să fie distanța minimă recomandată, continuă să fie 2 metri. Deci, dacă vă duceți, de exemplu, la cumpărături pe jos sau dacă vă duceți la medic sau chiar la servici pe jos, pe cât posibil trebuie să rămâneți la 2 metri distanță de alte persoane. Dacă acest lucru nu este posibil din cauza carosabilului, de exemplu, atunci o distanță de 1 metru este acceptabilă doar dacă purtați mască. Dacă folosiți transportul în comun, tot așa trebuie să rămâneți la 2 metri distanță de alte persoane, dar în general încercați să stați cât mai departe de alte persoane în transportul în comun, bineînțeles cu masca pe față și cu geamurile autovehiculului deschise. Pentru că tot am menționat măștile, avem mai multe detalii referitoare la toate situațiile în care trebuie să purtați o mască și vom trece peste ele, le vom trece în revistă acum. Purtarea măștii este recomandată pentru că are un rol foarte important în prevenirea transmisiei virusului de la o persoană la alta. Deci, masca protejează pe cei din jurul dumneavoastră pentru că aerul pe care dumneavoastră îl expirați și care s-ar putea să conțină virus, o mare parte din molecule sunt blocate de această mască. Deci, atenție, masca nu vă protejează pe dumneavoastră, îi protejează pe cei din jurul dumneavoastră. De aceea este foarte important ca toți să purtăm masca unul în jurul celuilalt, pentru că în momentul în care o persoană nu o poartă, toate persoanele din celelalte persoane din prezența ei pot fi puse la risc. În momentul în care vă alegeți o mască, aveți mai multe opțiuni. Puteți folosi o mască de unică folosință, care trebuie apoi aruncată cu mare atenție la gunoi și trebuie de fapt împachetată într-o punguță suplimentară. Dacă trebuie să purtați masca foarte des, este recomandat să vă cumpărați una sau mai multe măști reutilizabile care pot fi spălate și de mână și în mașina de spălat, ca să aveți o rezervă. În ultimul caz, în ultima situație în care nu aveți acces nici la o mască de unică folosință, nici la o mască refolosibilă și trebuie să vă acoperiți fața, puteți folosi și accesorii de îmbrăcăminte, cum ar fi o eșarfă, de exemplu, sau un fular. Foarte mare atenție, pentru că am văzut și eu personal cazuri. Indiferent dacă purtați mască sau dacă vă acoperiți fața cu un fular sau cu o eșarfă, trebuie să vă asigurați că ați acoperit și nasul și gura. Deci trebuie să vă acopere de la nas până sub bărbie. Altfel, masca nu este eficace. Situațiile în care este obligatoriu să purtați masca sunt următoarele. Pe transportul în comun. Transportul în comun înseamnă și transportul local, cum ar fi autobuzele sau tramvaiele, dar și transportul național și internațional, cum ar fi autocare de lungă distanță, trenuri și chiar avioane. De asemenea, trebuie să purtați mască în interiorul clădirilor legate de aceste mijloace de transport. Deci, dacă sunteți într-o gară închisă, în aeroport, într-o stație de autobuz sau de autocar închisă, sau într-un port cu clădire, în acea clădire trebuie să purtați mască.
De asemenea, dacă vizitați magazine sau centre comerciale, cum ar fi, de exemplu, Bullring, în interiorul centrului comercial, chiar dacă nu vă aflați în magazin, dar în interiorul centrului comercial, trebuie să purtați mască. Dacă intrați în birouri care vă oferă servicii publice, cum ar fi, de exemplu, filialele băncilor, oficii poștale, orice alte servicii financiare, biblioteci, temple sau biserici, dar și în spații cum ar fi muzeuri, muzee, galerii de artă sau cinematografe, din nou, purtarea măștii este obligatorie. Masca trebuie să vă puneți înainte să intrați în clădire și trebuie să o păstrați pe față pe toată perioada în care vă aflați în interior. Deci nu vă puteți da jos decât după ce ați ieșit din clădire. Nu în hol, nu înaintea ușii. În momentul în care doriți să interacționați cu alte persoane, nu aveți voie să vă dați jos masca ca să vorbiți cu ele. Dacă credeți că interlocutorul dumneavoastră nu vă aude sau nu vă înțelege foarte bine, atunci primul lucru ar fi să vorbiți un pic mai tare. Dacă vă dați masca jos doar și pentru câteva secunde ca să vorbiți cu cineva, este ca și cum nu ați fi purtat-o. Deci efectul de protecție se pierde complet. Din nou, dacă nu purtați masca corect și în toate situațiile necesare, din nou sunteți pasibili, din păcate, de amendă. Amenda minimă începe tot de la 200 de lire, dar anumite firme au dreptul și să vă interzică accesul la serviciile sau la sediile lor dacă în continuare nu respectați aceste reguli. Deci s-ar putea să fiți dați afară și din oficiile poștale și din bănci și din magazin. Bineînțeles, aceasta nu este o situație recomandată. Deci vă rugăm să respectați regulile ca să evitați consecințe mult mai grave. Există două excepții, sau, mă rog, există câteva excepții și acestea țin de persoană, nu de situația în care se află. Dacă aveți copii cu o vârstă mai mică de 11 ani, dacă nu vă puteți pune singur masca, dacă aveți în mediul dumneavoastră pe cineva care nu aude și vă citește pe buze, dacă mâncați sau consumați băuturi alcoolice, dacă trebuie să luați un medicament sau dacă un membru al forțelor de ordine vă cere anume să vă dați jos masca, aveți voie, doar în aceste situații aveți voie să o dați jos. De asemenea, pentru persoanele care nu care sunt care pot să nu poartă mască din motive medicale, după cum spuneam, fie persoane care nu pot purta, nu își pot pune singur masca, sau persoane care au alte probleme de sănătate, de exemplu probleme respiratorii grave, există o banderolă pe care o puteți purta sau există o insignă pe care o puteți purta. Această schemă se cheamă Sunflower Scheme, floarea soarelui, și puteți face cerere pe internet să vă trimită ori insigna, ori banderola, pentru ca cei din jurul dumneavoastră să știe că nu faceți un lucru, acest lucru cu rea voință, ci pur și simplu aveți un motiv medical foarte bine întemeiat pentru care nu purtați mască. Adrian, mai avem întrebări?
O întrebare foarte interesantă referitoare la vindecarea după coronavirus. Cât timp durează vindecarea? În primul rând trebuie să vă spunem că nu există încă o medie care se poate aplica tuturor persoanelor. Perioada de vindecare și de recuperare durează foarte mult, diferă foarte mult și în funcție de gravitatea bolii, dar și în funcție de starea dumneavoastră de sănătate anterioară. De obicei, persoanele care s-au îmbolnăvit de COVID, dar au doar simptome slabe, se recuperează cam în 2 săptămâni. Persoanele care au făcut o formă mai gravă a bolii se recuperează între 3 și 6 săptămâni. Dar atenție mare, un număr crescut de persoane rămân cu alte sechele și probleme de sănătate pe termen lung și vorbim de câteva luni. De exemplu, probleme de respirație, o senzație permanentă sau semipermanentă de oboseală, probleme cu rinichii, probleme cu inima și cu sistemul circulator. Deci, doar faptul că v-ați vindecat de COVID nu înseamnă că nu înseamnă, din păcate, că veți reveni neapărat la aceeași stare de sănătate pe care o aveați înainte de infecție. De aceea este cel mai important să prevenim infecția în primul rând. Și, bineînțeles, vă aducem aminte că momentan nu există un tratament specific pentru COVID. Toate tratamentele care se utilizează în momentul de față sunt adaptate de la alte tipuri de virus și sunt specifice pentru probleme și pentru complicații asociate cu infecția de COVID. Deci nu tratează infecția de COVID propriu-zisă. Tratează ori complicațiile pulmonare, ori alte complicații care apar. O nouă întrebare legată de infecția COVID și de sănătate și de prevenire. Ne întreabă un membru al publicului dacă putem da afară, pur și simplu, virusul dacă bem foarte multă apă. Momentan nu există nicio dovadă medicală că un consum ridicat de apă sau de alte lichide ar avea vreo influență asupra infecției cu COVID sau a vindecării de la COVID. Acest lucru se datorează faptului că lichidele circulă cu totul alt sistem și nu neapărat intră în contact cu infecția de COVID. Bineînțeles, consumul de lichide echilibrat și sănătos este oricum recomandat tuturor persoanelor și este vorba de aproximativ 2 litri de lichide pe zi, care sunt benefice și pentru funcționarea organismului în general, dar mai ales pentru protejarea rinichilor. Îți mulțumesc, Adrian, pentru întrebări. Revin din nou cu la secțiunea de informații suplimentare pe care doream să vi le dăm în această seară. În continuare, aș dori să vă reamintesc când și cum se pot face testele COVID. În primul rând, să vă atrag atenția că în momentul vorbim de teste COVID, vorbim de fapt de 2 lucruri diferite. Cel mai multă lume, când vorbește de testul COVID, vorbește de testul care se face în majoritatea cazurilor și care detectează dacă aveți o infecție în momentul de față. Dar trebuie să fim atenți, există un alt test de COVID, un test retroactiv,
care verifică dacă aveți anticorpi. Acest test nu vă spune dacă aveți momentan COVID, dar vă spune dacă aveți COVID, dacă ați avut vreodată COVID în ultimele luni. Noi vom vorbi în continuare doar despre primul test, despre testul care este accesibil pentru publicul larg și care identifică doar o infecție curentă cu COVID. În momentul în care faceți o cerere pentru test, puteți face cerere și pentru alte persoane. Puteți face cerere pentru dumneavoastră dacă aveți simptome de COVID, dar puteți face și o cerere de test pentru cineva care locuiește cu dumneavoastră, deci face parte din gospodăria dumneavoastră, tot așa dacă au și ei simptome. S-ar putea să vi se ceară să faceți un test COVID dacă sunteți programat să fiți internat la spital, mai ales pentru o intervenție chirurgicală. Iar în momentul în care vă faceți testul și aveți un rezultat negativ, probabil vi se va cere să vă izolați pentru o perioadă de 2 săptămâni și să intrați din izolare direct în spital, ca să nu cumva să vă îmbolnăviți între timp. Vă puteți face un test COVID și dacă locuiți într-o zonă în care este un număr foarte mare de cazuri și se oferă teste suplimentare voluntare. De exemplu, în Birmingham are loc în momentul de față o asemenea activitate unde voluntari civili împreună cu voluntari care fac parte din forțele armate ale Marii Britanii vă oferă și în fiecare zi se duc în altă zonă și vă oferă un test la domiciliu. Acest test este complet la voluntar, deci nu aveți nicio obligație să-l faceți dacă sunteți abordat în acest mod. Dar bineînțeles că se recomandă să vi-l faceți, nu doar pentru dumneavoastră, ca să vă asigurați că sunteți sănătos, dar și pentru statisticile oficiale, ca să se știe mai bine exact unde se află cazurile și care sunt cât de multe cazuri sunt în comunitate. Acest lucru este important pentru că totuși o mare parte din persoanele care se îmbolnăvesc nu au simptome sau nu am simptome foarte grave, deci s-ar putea să nu-și dea seama că sunt bolnave. În momentul în care credeți că sunteți bolnav și doriți să verificați acest lucru, este foarte important să faceți testul în primele 5 zile de la începutul simptomelor, pentru că altfel rezultatul nu va fi bun. Aceste teste vă puteți face programare la un centru de testare. Și în Birmingham avem mai multe centre de testare, avem și centre de testare la care vă deplasați cu mașina, de genul drive-in, dar avem și mai multe teste de persoane, de centre de testare unde vă puteți deplasa pe jos sau cu bicicleta. În ultimele săptămâni s-au deschis mai multe asemenea centre de testare și în multe cazuri vă puteți face programare chiar și în aceeași zi. Deci dacă puteți face acest lucru, vi-l recomandăm pentru că rezultatele vă vin mult, mult mai repede. Și, bineînțeles, vă puteți încadra în limita de 5 zile. Dacă nu vă puteți deplasa la un centru de testare sau dacă nu există programări în apropierea dumneavoastră, vă puteți comanda și un test la domiciliu. De obicei, dacă îl comandați până în ora 3 după masa, testul va ajunge acasă a doua zi. Trebuie să vă atragem atenția că în momentul în care vă faceți testul la domiciliu,
trebuie să respectați niște restricții suplimentare. În primul rând, nu puteți lua mostra decât în ziua în care vă trimiteți testul înapoi. În momentul în care faceți comanda, vi se vor trimite instrucțiuni foarte clare referitoare la cum trebuie trimis testul înapoi, inclusiv ce cutie poștală trebuie și puteți folosi pentru aceste expedieri. De obicei, aceste cutii poștale nu pot fi folosite decât pe la ora 5, cel târziu 6 seara. Deci dacă testul va ajunge dumneavoastră, de exemplu, după ora 5, nu luați mostra în aceeași zi, așteptați până a doua zi, luați mostra și vă deplasați direct la cutia poștală ca să depuneți coletul. Bineînțeles, restricțiile de 5 zile înseamnă că dacă v-ați comandat testul în a patra zi de simptome și el ajunge prea târziu în ziua următoare, nu veți mai putea face testul pentru că nu veți lua mostra în primele 5 zile. De aceea vă recomandăm să comandați testul sau să vă faceți o programare la un centru de testare cât mai devreme, imediat după ce vă dați seama că s-ar putea să fiți bolnav. Cel mai ușor vă puteți face programare pe internet, pe un site anume. Dacă nu aveți acces la internet, vă puteți face programarea și la telefon. Numărul este 119 și veți avea exact aceleași opțiuni. Dar vă recomandăm să nu sunați la telefon decât dacă într-adevăr nu puteți intra pe internet, pentru că acesta va fi primul lucru pe care vă vor întreba. Odată ce v-ați făcut testul, veți primi rezultatele în maxim 72 de ore, deci în 3 zile. În toată această perioadă în care așteptați rezultatul testului, trebuie să vă izolați și să nu intrați în contact cu nicio altă persoană pentru ca să evitați să dați infecția mai departe. Dacă nu reușiți să vă faceți testul la timp, dar bănuiți că aveți totuși coronavirus, atunci trebuie să rămâneți în izolare timp de 14 zile. La fel, dacă ați fost în contact direct cu o persoană care a fost confirmată pozitiv, trebuie să rămâneți în izolare timp de 14 zile de la ultima zi, de la ultima dată de contact cu ei. Această perioadă de autoizolare este foarte importantă ca nu cumva să îmbolnăviți și alte persoane. Tot legat de test este și procedura de contactare pe care o face NHS. Deci dacă o persoană pe care dumneavoastră o cunoașteți și cu care ați fost în contact primește cumva, din păcate, un rezultat pozitiv, acea persoană va fi întrebată de către Ministerul Sănătății cu cine au luat legătura în ultimele zile. Deci s-ar putea să primiți un telefon din partea Ministerului Sănătății sau al Serviciilor de Sănătate Locale care să vă alerteze că ați fost în contact cu o persoană cu COVID și vi se va recomanda să vă faceți un test. Nu veți ști, nu vi se va spune cine este persoana care a primit un test pozitiv. Și la rândul dumneavoastră, dacă dumneavoastră primiți un rezultat pozitiv, nu va ști nimeni altcineva acest lucru decât persoanele care lucrează direct la laborator și la centrul de contact Test and Trace. Deci această informație rămâne complet anonimă și nu este dată mai departe nici altor instituții oficiale sau guvernului Marii Britanii. Um,
În ultimele săptămâni s-au introdus și o aplicație pe care o poți folosi ca să vă dați check-in dacă vizitați un spațiu public. Acest lucru îi ajută pe cei care lucrează în centrele de contact și îi ajută foarte mult trace. Deci, dacă aveți posibilitatea și dacă aveți un dispozitiv electronic ca un smartphone care este compatibil cu această aplicație, vă recomandăm să o folosiți de fiecare dată când intrați într-un spațiu public. O puteți folosi în restaurante, în baruri, dar și în muzee, în galerii de artă, la medicul de familie și așa mai departe. În momentul în care ați descărcat aplicația și o instalați, vi se va cere ca de fiecare dată când vizitați un spațiu închis să scanați codul QR, care este un cod unic pentru fiecare locație. În acest caz nu trebuie să vă mai lăsați nici detaliile de contact, nici numărul de telefon, nici adresa, pentru că aceste lucruri vor fi aceste informații pot fi găsite direct prin app. Deci nu trebuie să mai interacționați suplimentar cu angajații localului rapid respectiv. Această aplicație are un avantaj suplimentar prin faptul că dacă ați fost cumva într-un local unde s-a confirmat sau ați fost aproape de cineva care s-a fost confirmat cu test pozitiv, aplicația vă va trimite imediat o alertă. Deci nu mai trebuie să așteptați să sune cineva sau nu mai trebuie să vă bazați ca o persoană să-și aducă aminte unde a fost și cu cine s-au întâlnit. În momentul în care folosiți aplicația, aplicația automat vă va trimite o alertă și vă va cere să vă autoizolați pentru un minim de 10 zile și în același timp aplicația vă va spune dacă trebuie să vă faceți un test sau nu în funcție de cât timp ați petrecut în localul respectiv și cât de aproape ați fost de persoana care a fost confirmată pozitivă. Deci acesta este o nouă modalitate foarte, foarte utilă și de a verifica starea dumneavoastră de sănătate, dar și de a preveni răspândirea infecției în comunitate. Ne apropiem de sfârșitul sesiunii. Adrian, mai avem întrebări de la public? Ultima șansă. Nu, se pare că nu. Bine, atunci voi încheia sesiunea informativă cu câteva informațiile referitoare la călătoria în străinătate. Majoritatea țărilor au proceduri de carantină pentru persoanele care sosesc din străinătate, indiferent de modalitatea de transport. Deci fiecare, dacă vă deplasați cu mașina personală ori pe avion, s-ar putea să trebuiască să intrați în carantină. În momentul de față, Marea Britanie are o înțelegere cu câteva țări, iar persoanele care sunt nu trebuie să intre în carantină în momentul în care se întorc în Marea Britanie. Această înțelegere se numește Travel Corridor. Dar atenție, lista de țări din această înțelegere se poate schimba foarte, foarte repede. Am avut câteva cazuri în urmă câteva săptămâni în care pur și simplu de la o zi de la alta o țară nouă, de exemplu Spania,
care înainte făcuse parte din această înțelegere, deodată nu a mai făcut parte din această înțelegere și toate persoanele care erau în concediu, de exemplu, în Spania, au trebuit să se izoleze la întoarcerea în Marea Britanie. Vă atragem din nou atenția că aceste reglementări de carantină nu țin de naționalitatea dumneavoastră, ele țin de spațiul din care vă deplasați. Deci chiar dacă sunteți cetățean al unei țări, de exemplu, care face parte din Travel Corridor, dar vă întoarceți într-o țară care nu face parte din Travel Corridor, tot va trebui să intrați în carantină. În momentul de față, majoritatea țărilor din Europa Centrală și de Est, inclusiv România, nu fac parte din acest Travel Corridor, deci trebuie să intrați în carantină timp de 2 săptămâni în momentul în care vă întoarceți. Unele din aceste țări vă cer să intrați în carantină și în momentul în care sosiți în țara respectivă din Marea Britanie. De exemplu, în România trebuie să intrați și acolo în carantină timp de 2 săptămâni dacă veniți din Marea Britanie. Deci un drum dus întors, de exemplu, din Marea Britanie în România va avea o perioadă minimă de carantină de 28 de zile în momentul de față. Carantina în Marea Britanie este și ea, sau nerespectarea perioadei de carantină în Marea Britanie este și ea pasibilă cu amenda. Amenda minimă este de 1.000 de lire, dar amenda maximă, vă atragem atenția, este de 10.000 de lire. Acestea sunt toate informațiile noi pe care le aveam în această seară și vom invita în curând la o nouă sesiune informativă în limba română, probabil în aproximativ 2 sau 3 săptămâni. Dar dacă ne urmăriți pe Facebook sau pe alte rețele de socializare, veți putea vedea data noilor evenimente. Vă mulțumim pentru atenție și vă urăm multă sănătate. Și vă așteptam cu drag la un nou eveniment. O seară frumoasă și la revedere!